drogurile au apărut și în a treia zi de distracție la mare. Procurorii DIICOT au reținut un individ care avea în mașină 2,5 kg de droguri. 39 de persoane sunt cercetate pentru că aveau asupra lor substanțe interzise, iar aproape 100 de persoane au avut nevoie de ajutor medical tot pe litoral. Tânărul de 27 de ani a venit din satul mare și a adus pe litoral o cantitate însemnată de droguri pentru a le vinde la festivalul din Mamaia, spun procurorii DIICOT, care l-au monitorizat. Au găsit 2,5 kg de droguri sintetice, înlocuitoare ale cocainei, ketamină și amfetamine, ascunse într-o boxă de mari dimensiuni, aflată în portbagajul mașinii. La percheziții au descoperit și 9.000 de euro, 11.300 de lei și 170 de lire sterline, dar și un cântar electronic. Și un cetățean străin a fost prins, în timp ce vindea 50 de comprimate de ecstasy la festival. Ulterior, la percheziții au fost găsite și mai multe droguri, așa că, în total, 5 persoane implicate au fost reținute și sunt cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. În ultimele 24 de ore, jandarmii din cadrul grupării mobile au depistat 39 de persoane care dețineau asupra lor substanțe interzise. Le-au fost întocmite acte premergătoare pentru continuarea cercetărilor. În această mini-vacanță, Agenția Națională Antidrog are în stațiunile de pe litoral 7 specialiști, acționează în zona limitrofă festivalurilor. Recomandăm tinerilor să ia deciziile responsabile pentru ei. Atunci când sunt abordați, tinerii, adolescenții ar trebui să refuze în mod politicos și în mod ferm o asemenea propunere. De la dealer. Polițiștii au aplicat și 21 de amenzi, în valoare de aproape 14.000 de lei, celor care au încălcat legea. Alți turiști au avut nevoie de ajutor medical. 98 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale pe litoral. 29 dintre pacienți au prezentat traumatisme sau contuzii, iar alte 69 de persoane au avut probleme cardiace, reacții alergice sau alte afecțiuni. 5 persoane, dintre care 2 minori, au ajuns la spital pentru investigații suplimentare. Cu toate acestea, sunt și tineri sau familii cu copii care au știut să se bucure de vremea bună și valurile mării în Mamaia. Unii au stat pur și simplu întinși la soare, alții au căutat ceva bun de mâncare. Pizza și pentru copii și pentru mine, o pizza, o cafeluță, o bere, sunt bune de 1 mai. O cafea bună, de specialitate, după care un fresh de ghimbir. Și pentru zilele următoare, vremea se anunță bună pe litoral.